regina casei. Regele nu are de împlinit o lucrare mai înaltă decât aceea a mamei. Mama este regina casei ei și în puterea ei stă modelarea caracterului copiilor ei pentru ca aceștia să fie corespunzători pentru o viață înaltă veșnică. Un înger nu ar putea plăti de o misiune mai înaltă decât aceasta, căci, îndeplinind această lucrare, mama îl slujește pe Dumnezeu. Dacă ea va conștientiza că caracterul înalt al misiunii ei, acest lucru îi va inspira curaj. Mama este regina casei, iar copiii supușii ei. Ea trebuie să-și conducă familia cu înțelepciune, cu toată demnitatea ei de mamă. Influența ei în cămin este supremă și cuvântul ei lege. Dacă este o creștină condusă de Dumnezeu, ea va inspira respect copiilor săi. Copiii trebuie să fie învățați să-și considere mama nu ca pe o sclavă care tot mulți timpul pentru ei, ca și pe o regină care îl călăuzește și îl conduce învățându-i pas cu pas, principiu cu principiu. Amin.